Locuitorii țării sunt supărați pe forțele politice care au depus sesizări la Curtea Constituțională. Oamenii susțin că, de exemplu, ajutorul pentru șomaj tehnic va fi acum de mare folos pentru ei, odată ce nu muncesc din cauza stării de urgență din țară. Платформа, да, имеет свое мнение, но я считаю, что есть выше их. Они должны как-то нас защищать. Мы за государство, государство должно быть за нас. Trebuie să funcționeze legea, sigur. Ar ajuta banii care ar plăti pentru șomaj tehnic acum? Păi clar că ar ajuta. Cum așa, oamenii să stăie fără să mănânce? Ei nu fac niciun ban dacă nu lucrează. Clar că este normal ca să le plătească. Oamenii spun că guvernul nu trebuie să cedeze partidelor de opoziție care își fac capital politic. Locuitorii țării declară că singura lor speranță este o decizie corectă și de susținere din partea autorităților. Dacă eu am pensie 1000 de lei, dar eu lucrez, dar dacă eu nu lucrăm și străim. Eu cred că da, plăteau ceva, dar acum eu nu înțeleg ce se întâmplă. Ideea n-am. Parcă mi-a părut deodată că e tot bine să fie așa, să ajute lumea, dar acum... Я тоже попала в этот шамаж, и я думаю, что мне деньги очень нужны. Поэтому думаю, что все правильно, и правительство придет к общему какому-то правильному решению для народа.